Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a solicitat de la bugetul de stat suma de 5,164 de milioane de lei pentru Teatrul Municipal Matei Vișniec. Totodată, acesta a mai menționat că la începutul anului, la discuțiile pe marginea bugetului de stat pe 2021, s-a stabilit ca din cota din impozitul pe venit de 65% a autorităților locale să se ia 2% care să fie repartizați instituțiilor de cultură, de spectacole și teatrelor. La începutul anului au fost discuții la aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 ca din cota de 65% din impozitul venit pentru autoritățile locale să se dea doar 63%, iar 2% să se repartizeze pentru instituții de spectacole teatrale și așa mai departe, instituții culturale. Ca atare, aici este o ordonanță urgență 97 care spune că până la data de 20 septembrie 2021 trebuie să depunem solicitări de finanțare la Ministerul Dezvoltării. Noi am cerut pentru Teatrul Matei Vișniec suma de 5.164.000 de lei. Care a fost discuția aici? Orașele mari au, mă rog, teatre și mai departe, care sunt în subordinea Ministerului Culturii și primesc bani de la bugetul de stat. Orașele mici sunt bătute de două ori. Au bugete și mai mici, nu au bani și instituțiile de cultură trebuie să se suporte dumneavoastră la finanțare. Ca atare s-a discutat și am spus să lua 2% din impozit venit la începutul anului și se repartizează pe bază de solicitare până la data de 20 septembrie, pe baza situațiilor pe care le are Ministerul de Finanțe, execuții până la data de 31 august 2021. Deci sper să primim și noi o sumă cât mai importantă de bani pentru finanțarea Teatrului Matei Vișniec.